Bine v-am regăsit! Joi vom avea parte de vreme închisă pe tot parcursul zilei. Termometrele indică în Reghin și Târgu Mureș valoarea de 19 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, în tot județul Mureș, cerul va fi predominant noros, acompaniat de averse. Pentru Sighișoara și Sovata sunt estimate 17 grade, iar pentru Iernut și Lodur sunt prognozate 18. Atât în Stânceni cât și în Batoș vom avea parte de circa 16 grade Celsius. În afara județului nostru va fi vreme capricioasă cu nori și ploi. În Cluj-Napoca, mercurul din termometre va atinge valoarea de 20 de grade, în timp ce la Sibiu sunt estimate 16. Atât în Bistrița cât și în Alba Iulia, cerul va fi predominant noros și sunt anunțate 21 de grade Celsius. La Brașov se vor înregistra 16 grade, respectiv 21 de grade în București. Joi noaptea cerul va fi noros, în Reghin și Târgu Mureș sunt estimate 10 grade Celsius. Pe parcursul zilei de vineri vom avea parte de norori accentuate. Mercurul din termometre urcă atât în Reghin cât și în Târgu Mureș până la valoarea de 21 de grade Celsius. Doamnelor, domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Ionuț Cioloca, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!